Deci pentru ce organizăm această olimpiadă, prima și prima dată pentru promovarea sportului în rândul preșcolarilor, compensarea lipsei orelor de educație fizică din programul grădinițelor, promovarea spiritului de echipă, spiritului de competiție, bucuria mișcării și conștiințarea intercondiționalității dintre mișcare și sănătate. Deci, cum este și la Olimpiada Mare, deci deviza Olimpiadei Sportive a Preșcolarilor, tot este Sitius, Altius, Fortius, adică mai repede, mai sus, mai puternic. Și cum a spus Pierre Coubertin, cel mai important lucru nu este să câștigi, ci se participă. Așa cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial, nu e să cucerești, ci să lupți bine. Deci, organizăm în trei discipline sportive această olimpiadă. Prima dată, probele de atletism. Alergare 30 de metri, separat pentru băieți și fete, săritură în lungime de pe loc, ștafetă 4-15 metri, aruncarea la distanță cu minge de tenis de câmp, separat pentru fete și băieți.